dezbaterii ceva ce am studiat care are relevanță pentru contextul național, are relevanță și pentru contextul european de care vorbeam mai devreme, și anume chestiunea rezoluției recente din Parlamentul European, a fost votată alaltăieri, rezoluția pe tema oceanurilor. Cred că e un exemplu foarte bun, în care putem să înțelegem cum interacționează aceste logici strict naționale și logica pe care am numit-o comunitară. Și putem să vedem toate aceste paliere ale acțiunii colective și dintr-o perspectivă națională și dintr-o perspectivă comunitară. Pentru că, vedeți, noastră, suntem în fața unui caz, aș spune, tipic, caz de școală, pentru a vedea cum interacționează și cum se suprapun aceste lucruri. De ce spun asta? Avem la București un guvern PDL-ul de mere și, în mod normal, te aștepta ca solidaritatea guvernamentală să fie asumată de toate părțile și devine o coerență impecabilă din acest punct de vedere. Dar mai mult cu cât cele două partide sunt membre ale Partidului Popular European. Sunt foarte obișnuite la Parlamentul European și în Partidul Popular European parteneri, sunt în aceeași parte. E bine, proiectul despre care vorbim descoperă, ne relevă nu doar că la București e și o solidaritate, unii membri, dar la Parlamentul European, care pun pe o linie, ca să zic așa, directă, în sensul ăsta exista o coerență între București și Cristian, PTD și UDMR sunt scindate în această chestie. Dar n-ar fi ceva dramatic. Dacă ea n-ar conduce pe o logică de data asta comunitară la o alianță surprinzătoare care i-a pus împreună pe Vadim Tudor și pe Renate Weber într-un discurs de ecologie radicală care era destinat să împingă Comisia la un gest încă mai radical decât cel care e în vigoare în acest moment. Pentru că în acest moment Comisia are niște norme foarte severe de protecția mediului din perspectiva exploatării mineritului, exploatării mineritului Bău. În numele acestei radicalități ecologice pe care o descoperă brusc, sensibilități cu orice foarte diferite. Noi, cum știți, nu avem ecologiști organizați în România. Familia ecologistă este inexistentă. Au fost câțiva aleși la început anul 90. Politic nu există din punct de vedere organizațional. Ei bine, sub această flamură inexistentă în România, o alianță extrem de largă se creează pentru ca, în numele interesului european, să fie limitată posibilitatea ca în România, în această parte a lui Trahanache, să poată fi construit un proiect. Lipsă de solidaritate în interiorul unei familii politice, asta a surprins foarte multă lume. Să știți că, în general, în familie politice de la Parlamentul European se caută solidaritate și ea este, cum să vă spun, este o surpriză atunci când descoperi că partide care fac parte din aceeași familie, mai ales atunci când vin din aceeași țară, mai ales atunci când vin din același guvern, sunt de poziții radical diferite. Știți? Și această absență de solidaritate nu a fost foarte inteligibilă. Cu atât mai mult cu cât, repet, într-un asemenea context, pretextul comisiei, pretextul unei comisii încă mai radicale decât în acest moment, a fost afirmat. Din păcate, discuția n-a fost dusă în acest sens. Din păcate, termenii folosiți au fost termeni inacceptabili după părerea mea, pentru că de o parte s-au lansat acuzații de tip lobby corporatist, eu și m-am primit, grație unor binevoitori, colegi, deputați, zeci de mesaje care m-au acuzat că aș face lobby corporatist. Alții au acuzat o mărșavă acțiune maghiară, deci într-o logică etnicistă, nimeni nu vrea să facă lucrurile în dimensiunea lor pur instituțională. Și în dimensiunea lor, cum să vă spun, în termenii acțiunii și reacțiunii instituționale. Dacă nu vom asuma această perspectivă și dacă vom vedea peste tot, fie mâini străine ungurești, fie mâini murdare corporatiste, nu cred că vom avea foarte mult succes și probabil ne vom distra, în Europa vreau să zic, și probabil ne vom distra în continuare citind atât de savuroasele piese lui Caracciale, în care vom recunoaște un geniu al sigur al spiritului public românesc, dar și anume anumite fragilități, anumite
deliziunii la propriu ceea ce face FIFA.